Polițiștii mehedințeni au organizat în municipiul Drobeta Turnu Severin o acțiune pentru prevenirea producerii unor accidente de circulație și depistarea și sancționarea conducătorilor de vehicule care se deplasează sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Polițiștii de la rutier au efectuat testări pentru depistarea persoanelor care circulă sub influența alcoolului sau a drogurilor. De asemenea, polițiștii din cadrul compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității au oferit conducătorilor auto informații cu privire la evenimentele negative în care ar putea fi implicate ca urmare a consumului de droguri. Polițiștii din cadrul biroului și serviciului rutier, împreună cu polițiștii compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, au organizat în municipiul Drobeta Turnu Severin o acțiune pentru prevenirea producerii unor accidente de circulație grave și depistarea și sancționarea conducătorilor de vehicule care se deplasează sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Orice cantitate de alcool sau droguri afectează capacitatea de a conduce autovehicule. Reprezentanții IPJ vă recomandă să nu vă urcați la volan sub influența acestor substanțe. Consecințele pot fi fatale.